Nu-mi plac jantele. De Shelby. Putem să le luăm, dăm înapoi. Dă-te, pui, mie, ce mișto jantele. S-a terminat. Cum s-ar spune, suge bine. Bă, ești nebun. Bă, mi-e ce să par dușmănie la ele. Bro, cât costă? Băi, noi, deja au sărit calul. De mic mi-a plăcut volanul și nu mi-a plăcut gâzdanul. Colegii învățau engleză și eu bag în viteză. Poezia pasionaților. Tu ai un Lancer care vrei să seamene cu un Evo, care seamănă cu un Subaru. Ce ți inspiră când vezi ecranul ăla? Ecranul ăsta? Da. Salutare, dragi viitori de mașini! Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog! Astăzi revenim cu seria preferată de voi. Alături de mine, Andrei. Bine ai venit, bine ai revenit, bine pentru revenit. Că am mai avut câteva clipuri împreună pe același subiect. Mi se pare foarte relevant, mai ales că în ultima perioadă Andrei s-a focusat foarte tare pe KLF Detailing. O variantă în care poți să-ți îngrijești, să-ți modifici și să o aduci la un nivel foarte frumos. Pentru că în spate avem Raptorul, în așa fel încât să-și dea și el cu părerea despre mașinile pe care le vedem. Hai să vedem ce mașini ne-ați trimis pe parcursul acestei săptămâni, în așa fel încât să povestim despre ele, să vedem ce am putea să le recomandăm oamenilor să facă mai bine, pentru că acum chiar mi se pare legată treaba, da, prin simplu fapt că puteți să veniți să modificați mașinile la garaj. Așadar, dacă îți dorești să mergi mai departe cu această serie, nu ezita să dai cu încredere like acestui material, subscribe dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal și, important, dacă vrei să apare în material de săptămâna viitoare, nu ezita să ne trimiți poze pe pagina de Instagram Vrum Vrum Vlog. Cred că ar fi interesant, poate săptămâna viitoare nu o să ne fie un pic greu logistic, să avem diferite mașini prin spate. Avem, găsim. Prima mașină despre care povestim este cea trimisă de către Zev, A6. Pe negru, janta parcă nu e de acolo. Jantele măcar vopsite negru. Și ce mi se pare foarte interesant la ea, vezi ce camber are pe față? Da. Poți să-i faci camber așa? De fapt, dacă ar trebui să ai un reglaj în amortizor să faci, da, asta. Da, sau suspensia reglabilă dacă tu lași mașina cu totul. Ea își face camber singură din brațe. Ok. Uite-te cât de mișto arată prin simplu fapt că a anulat badge-urile de pe spate. Da. Doar la jantea parcă aș avea un pic de comentat. În rest mi se pare super mișto mașina. Mi se par foarte faine evacuările. Partea din față e next level. Și fără număr. Fără număr, fără... arată într-un mare fel. Felicitări, ne place, hai să vedem ce avem aici. Băi, cum stau roțile pe ea, mă. Vezi că-s de acolo. Există posibilitatea să fie cu modul pentru pernele de aer. Dacă are perne, da. Pentru că A6-le vine cu perne de aer. Zici că îi greșesc? Nu, e posibil. Pe A7 știu că vin și avem setat modul pe ea, se lasă, se ridică din telecomandă. Deci există posibilitatea ca aici să meargă pe un setup normal și pur și simplu să-i pună modulul respectiv. Da. Ceea ce mi se pare super tare. Nu știu dacă e virată și mi se pare doar nouă, dar vezi că jantele nu sunt gri, sunt crom. Bă, da, arată bine. Da. Trecând peste, chiar mi se pare mașină interesantă. Felicitări pentru setup. Mi se pare foarte mișto și eleronul, foarte mișto evacuările. E fain cum are totul negru pe față. Lipul. Da, și lipul e foarte frumos. O completează perfect. Știi care e chestia? Că tot ziceai că mereu trebuie să fie și lateral și, da, spate. La asta nu cere. Din punctul meu de vedere nu cere. Să aibă lipuri și pe lateral și pe spate. Da, chiar nu cere. Vezi? Da. Cred că de foarte multe ori ai putea să o strici, să completezi cu ceva. Da. Ne place. Felicitări, dragă Zev. Următoarea mașină despre care povestim este cea a lui Vicențiu. Ce îmi sare prima dată în ochi, mi se par superbe jantele. Da. Foarte interesant și foarte fresh lumina farurilor. Cu toate că pe E90, cred că venea cu faruri galbene. Cred că ai făcut upgrade la ele. Da. Dar arată într-un mare fel. Da, chiar arată bine. Pe spate ar merge... Crezi că e vrăjeală? Nu cred. Nu pare vrăjeală. Bă, nu-i 36 pe stai niciodată. Are și chrome delete în far. Frumos ăsta, mi se pare mișto rău. Bine. Cred că ar trebui să vii să-ți dai cu părerea tu despre mașina asta, că e ca a ta. Mie îmi place. Arată bine. Ce ai modificat la ea? Cred că farurile. Și nu-ți place ele? Mi se pare chiar mișto. Îi plac ale ei alea cum M4. Da, corect. Băi, eu vorbesc strict din punct de vedere vizual. Mi se pare foarte faină mașina. Bun, următoarea mașină despre care povestim este a lui Sergiu Mustang. Bă, la asta nu prea pot să comentez de jante pentru că așa e de la măsa. Și se leagă cu logo-ul, cu toate că nu-mi plac jantele. Aș merge la jante pe ceva cu spițe, mai multe. Stai să vedem, avem vreo poză mai din la... Ba, ce clinie. Dă-te-n pui mei ce interior clinare. Au stricat-o. Dacă stai să analizezi și urmărești, o să observ că au pierdut spiritul Mustang la următoarele. Uite-te cât de frumos e interiorul la mașina asta. La asta, da. Față de astea, nu. Jur! Deci uite ce clasic, uite ce mișto e volanul, ești nebun? Bun, parea Mustang. Exact! Asta chiar parea Mustang. Este prima dată când observ interiorul pe mașina asta. Dacă stau să mă gândesc și eu la fel. Eu nu cred că am observat un interior mai mișto de Mustang. Nu, și uite cum are integrate butoanele. Și uite cum are ceasurile alea analogice, clasice. Da.
Boamă, cât de tare. De aici nu arată, nu pot să zic că arată foarte rău. Ce aș pune pe ea la jante, aș pune niște jante mai cu mai multe spițe, să nu fie așa, nu știu, par foarte grosolane. Foarte. Știi de la ce par? De la niturile alea. Bă, vezi că dacă sunt modulare, șmechere. Dacă sunt modulare, da, dar nu știu ce să zic dacă modulare sunt așa. Da, dacă acoperi janta, da, te mașina e. Da, asta, mergem într-o zonă de gust. Uite, de exemplu, da, foarte mulți oameni au comentat că jantele nu-i stau bine. Și cu pragurile la fel, foarte mulți am văzut în comentarii. Eu am impresia că sunt orbi. Ori, probabil, în imagine nu-și dau seama, frate. Și văd în reacția oamenilor de pe drum, ești nebun? Deci trebuie să o vedeți mai repede în realitate decât în... Da, există posibilitatea să nu-și dea seama oamenii. Că dacă te gândești prima dată când ne-am gândit, am zis, bă, nu o să arate bine janta albă, până n-am văzut-o live. Există posibilitatea așa asta, știi? Așa, în imagine, să nu zici, bă, băi, game over, și există posibilitatea ca în realitate să-ți dea joale direct. E posibil. Dar modelul... De Shelby. Schimbă subiectul. Nu mai gata. Gata, am încheiat. Ne cerem scuze, schimbă subiectul. Putem să reluăm, dăm înapoi. Fii atent. Dă-te în pui, mei, ce mișto jantele. Deci chiar nu mi-am dat seama că Shelby acum fără. Băi, eu am văzut. Dacă te uiți de aici, are un scris acolo. Eu m-am gândit, păi da, da, nu te-ai gândit că Shelby. Scrie ceva și un hion. Da, exact. Lasă-ne comentarii și spune-ne care-i povestea mașinii. Dar vezi că nu-i corect asta. Când am văzut că e Shelby, gata, e frumos. Ideea e că e de acolo. Eu da, mai referit prin e Shelby, că face parte din mașina aia, nu că janta e Shelby. Că dacă, ce curat e Shelby. Dacă scria Shelby pe BMW, era clar, ziceam, da, jet, că nu-mi place. Dar e de acolo. Nu, chiar e mașină faină. Felicitări, da, încă o dată, Sergiu. Important, în fiecare săptămână vă oferim câte un raport car vertical gratuit. Ce trebuie să faci? Pur și simplu trebuie să lași în comentarii seria de șasiu alături de povestea mașinii. În fiecare săptămână, trei dintre voi veți câștiga câte un raport car vertical. Andrei ne scrie, salut, ne-a lăsat seria de șasiu, un Golf din 2005 cumpărat în urmă cu 4 ani de la cineva care o înmatriculase în țară cu o lună înainte să o cumpăr eu. Mașina fiind adusă din Austria. Ăsta e un semn bun. Am observat că în Austria sunt multe mașini corecte. De multe ori am verificat și chiar am văzut câteva mașini corecte. Sunt curios să vedem ce găsim despre mașina ta. Când am luat-o avea 210.000, iar acum recent are 100 bani. Sunt curios dacă și pe car vertical apare care kilometri dați înapoi sau dacă a avut vreo daună. Uite că nu apare nimic. Mașina din 2004, diesel, kilometri 132.000, doar până în 2011 avem istoric. Aici avem informații despre dotări. Mamă, dacă de dotări are? Băi, nebun. Concluzie, nu avem informații, avem informații doar până în 2011. Ai putea să-ți faci un calcul aproximativ să vezi dacă se respectă un pattern de înregistrări, dar din păcate nu putem să-ți confirmăm faptul că mașina are kilometri dați înapoi. Iar dacă vrei un raport car vertical acum să verifici un istoric, ai link în descriere cu 20% reducere la orice raport. Revenim la următorul clip. Următoarea mașină este a lui Rusu Vlad. Rusu Vlad ne-a trimis un Mercedes. Mă uit la mașina asta. Bă, simt mirosul de lemn din ăla, pielea aia groasă. Am vrut și să iau modelul ăsta în loc de E36, e coupe-ul, generația asta. Generația asta? Da. Frumoasă, rău. N-ai să comentezi. N-ai. Ia vezi, bro, pilot sport. Nu cred! Câinele, bro! Câinile! Big like! Băi, vezi că cu trapă. So. S-a terminat. Cum s-ar spune, suge bine. Băi, ești nebun. Bro, am închis Pilot Sport 5. Băi, ești nebun la cap. Te salută un vechi prieten de la Arba, Lagu. Bă, nu cred că e al lui Lagu. Ba da, frate. Bra, am încheiat subiectul. Da. Uite-te câte butoane are pe aici, ești nebun? Aia am zis, e trapă, cred că e și full electrică. Bine, în afară de chestia care se trage. Dar restul, cred că... Game over, s-a terminat aici. Nu, am închis, n-am ce să zic, n-am ce să zic. Următoarea mașină este a lui Paul Simion, 16 ani. Ai sam. Te pupă, fratele! Bă, mi-e știu să par dușmăniele ele. Mm. Bro, cât costă? Băi, noi, deja au sărit calul. Deci asta dai o căruță de bani pe ea. Banii ăștia nu i-aș da nici dacă mai stau pe dreapta încă 2-3 ani. Bă, pe de altă parte, dacă ai, mi se pare șmecher să poți să-ți permiți așa ceva. Deci să te bucuri de ea, apreciem, Paul, bine, asta mașina. Cum a fost aia cu vulpea și strugul, știi? Da, exact. Și am zis-o eu acum. Da, de aia zic că dacă ai până la urmă 2 ani, mi se pare șmecher să te bucuri așa ceva. Următoarea mașină este a lui Muri, un A. Albastru. Spune-mi tu, părerea ta,
despre combinația asta de culori. Nu-mi displace. Nu-ți displace? Nu, sincer nu-mi displace. Și știi cu ce se leagă? Chiar dacă nu are e nonsens. Cu lămâia. Cu lămâia. Sunt de acord că vă care și brădulețul galben, da, ok, a legat-o, e interesant. Dar janta neagră pe genul ăsta de mașină? Se leagă cu plafonul, cu oglinzile, grila. Da. Deci oricum, folii pe geamurile spate măcar, chrome delete, clar, că ai doar grila și tipsurile chrome. Și cam atât, n-aș face altceva la mașină. Nici nu prea ai ce să faci, că totuși e un A. Dar e faină, e o mașină interesantă. Dacă ar fi să alegi între seria 1 și A? Dacă aleg între seria 1 generația asta și A generația asta, aleg seria 1 generația asta. Păi nu, noi vorbim de exact aceeași perioadă. Seria 1. De ce? Acolo deja s-a schimbat un pic între generația veche și generația nouă. Seria 1 pentru mine e BMW, un 135, 140. Stai mă, pă, da, deja vorbim, pot să-l compar cu un AMG, pui mei, cu un A45. Atunci, nu știu, îmi place mai mult seria 1. Sunt două mașini geniale și e strict de gusturi. Da. Dar știi că, uite, acum uitându-mă și făcând o paralelă, de exemplu, cu E-ul meu, bă, E-ul la interior, nu știu la generația asta între A și seria 1 dacă e atât de mare diferență, dar E-ul, din punctul meu de vedere, nu compar cu absolut niciun BMW din perioada respectivă. Este da. Kilometric în față. Interesantă, chiar mi-ar plăcea să ne lași în comentarii tu ce părere ai. Ai merge pe seria 1 sau pe A-Class. Următoarea mașină este a lui Manu Golf 4. Te las pe tine să comentezi aici. Poftim, dragul meu. Îți dau oportunitatea să spui aici. Jos toate stickerele. Nici nu știu de unde să încep. Am văzut eu bine sau scrie JDM Calter? Da. E bun. Sigla aia nu se prea leagă. Ai încercat să o aduci să se lege cu etrierii, doar că arată ca o nucă în perete în mijlocul haionului. Bă, chiar arată rău. Chiar arată rău. Difuzorul ăla de jos, mai bine iei o bară de R32 și o pui, decât să pui difuzorul ăla de pe AliExpress. La fel, ploapele mie nu-mi plac alea de pe faruri. Lipul. În loc să pui chestiile astea de pe AliExpress, mai bine îi cumperi o bară spate și o bară față de... Da, dar trebuie să ai în vedere diferența de preț. Cred că dacă mă uit acum găsești la 500 de lei bară față de R32. Hai să vedem. Dacă găsești bară cu 500 de lei, e o problemă. 549 de lei. Asta ne confirmă că poți să o faci mai bine. Eu mă așteptam să fie mult mai scump și de asta să mergi pe o variantă de genul ăsta. Dar nu poți să compar vreodată Nu poți să compar bara cu lipul, dar ideea e că arată mult mai bine. Pui sticăre și alte chestii să te apuci să vopsești, mai bine aștepți să-ți niște bani și pui o bară față, o bară spate și e total altă mașină. Un punct de vedere foarte pertinent. Ca să o aduc într-un stadiu bun, nu are foarte multe lucruri de făcut. Nu, scoate sunt doar exagerate. Da. Și asta se întâmplă în momentul în care te plictisești de mașină. Știi? Da. Când te plictisești și zici, bă, hai să fac ceva că parcă n-am mai schimbat de mult. Să scoată toate sticărele și dacă chiar îi plac sticărele, să facă o grafică pe partea stânga sau dreapta spate. Da. Sau pe bot undeva într-un colț. Să facă sau măcar să pui, să aibă legături, frate. Cu mașina. De mic mi-a plăcut volanul și nu mi-a plăcut ghiozdanul. Colegii învățau engleză și eu bag în viteză. Poezia pasionaților. Susținem ideea că teoretic ar trebui să mergi la școală. Nu tu, că nu te cunoaștem. Eu pur și simplu spun oamenilor ce probabil văd mașina pe drum. Mergeți la engleză, nu băgați în viteză. Important, în fiecare săptămână, 3 dintre voi câștigați câte un raport car vertical. Ce trebuie să faceți? Pur și simplu lăsați-mi seria de șasiu în comentarii, alături de o poveste. Poți să citești tu povestea asta a lui Eric Bo. Acum am cumpărat mașina, sunt foarte curios să văd dacă are daune. De ce ai cumpărat acum o mașină și nu ai verificat-o în condițiile în care mă urmărești? Tu ai cumpărat? Nu. Îmi aduc aminte că Andrei îmi scria, știu când am plecat în Grecia, da. Că vrei să iei un Range Rover sau ceva. Dar tu ți-aduci aminte, bam, dăm, fă, hai să facem, să verificăm. Mi se pare science fiction că în 2024 să cumpere o mașină fără să o verifici. Eu le-am verificat de fiecare dată. Ok, car vertical este o modalitate de a verifica un istoric auto. Nu-ți garantează faptul că dacă te-ai uitat acolo, gata, 100% o să primești toate informațiile despre mașină. Pur și simplu este o variantă de a te asigura că nu plătești pe un rahat de mașină. Aici avem foarte important, dacă mașinile sunt mai vechi, ai observat că ușor nu prea apar istoric. Pentru că fiind o mașină din 2005, nu mai duci la service. Nu, mai clar. Și avem și confirmarea faptului că în momentul în care mașina nu are istoric, creditul îți rămâne în cont și poți să verifici o altă serie de șasiu. Nu-ți recomand să te uiți la o mașină care nu are istoric pentru că nu ai nicio informație referitoare la istoricul ei. Iar dacă vrei un raport car vertical acum să verifici un istoric, ai link în descriere cu 20% reducere la orice raport. Revenim la nostru clip. Liviu Andrei ne-a trimis un Lancer. Ai avut un moment în care ai pus botul? Nu.
Dacă îi pune capota și schimbă jantele, de la distanță eu zic că o să se vadă ca un da. Evo. Dar până la urmă, de ce ți-ai dorit să se vadă ca un Evo? Nu știu, dacă vrei să mergi în zona aia, că văd că a vrut să meargă spre zona aia de Evo. Și de ce îi face farurile ca de Subaru? Dar arată bine, mie mi se pare că e de acolo. Nu pot să spun că îmi displace. Nu, mi se pare doar funny. Mi se pare doar funny că ai un Lancer. Ca o paranteză, să nu înțelegi că nu e mișto, e foarte mișto, doar că e o combinație super ciudată. Adică tu ai un Lancer care vrei să seamene cu un Evo, care seamănă cu un Subaru, dacă sunt lumine, doar lumine pornite. În condițiile în care Subaru este concurența directă a acestei mașini. Dar e faină ideea. Următoarea mașină despre care povestim este cea a lui Ionuț Valentin. Ne-a trimis un Audi. Facem pariu pe cât vrei că este din Ardeal, chiar dacă mă aștept din Germania. Tuningul ăsta l-am observat foarte mult în Ardeal. Am o problemă. Am o problemă cu etrierii verzi, protecțiile de discuri vezi și scrisul pe anvelopă. Bă, și apar din ce în ce mai multe. Ai observat asta? Da. Din punctul meu de vedere, poza asta nu-mi place deloc. Adică e stricat totul. Stop roșu, mașină neagră, scrisul alb, etrierii verzi. Sunt 17 culori, îți pleznește ochiul. Cred că dacă ai dat kinga aia jos, kinga jos, etrierii roșii, atunci să lasești poate. Nu, de arată, fapt, nu arată rău, e ciudat, da. Frate, la o mașină de genul ăsta să-i pui kinga aia. Sunt de acord cu din ăla fix, cu inel fix. Dar nu merge pe mașină, nu merge mă. Pe asta, nu. Nu e mașina corectă, mașina elegantă. Etrierii roșii, protecțiile de discuri negre și scrisul ăla de pe anvelopă șters. Jos. Următoarea mașină este a lui Daniel E60. Mișto rău culoarea. Vezi că e bine rău culoarea. Vezi că e altă mașină. Am văzut-o undeva. Ți-am trimis și ție poza asta cu jantele alea de am zis că dau bine jereurile. Bro, cât de bine stă. Vezi, ea are o estetică de mașină mai nouă și cu jante cu buză. Da, fii atent că dacă stai să analizezi, are colțuri pe faruri, colțuri pe jante, colțuri pe spate. Da. Ai colț aici, colț aici, colț pe ăsta. Se leagă foarte mișto și cu rechinul și difuzorul. Doar că trebuie să mai scoate evacuarea pe partea cealaltă. Dar eu de mult n-am mai văzut un E60 așa frumos. Chiar arată bine. Felicitări! Jos pălăria, Daniel, ne place extraordinar de tare. Următoarea mașină este a lui Dani Gav. Iu, ce bine arată. Dar ce a făcut la faruri? Chrome delete. Le-a făcut interiorul negru. Și iarăși cred că sunt GR-uri. Na, și ne-a închis acum cu etrierul, că n-arată rău. Dar știi care e diferența mare? Că e foarte simplă mașina și o pată de culoare acolo nu este rău. Vezi că arată într-un mare fel. N-am ce să comentez, îmi place. Cred că e ușor de strâmbat o jantă de genul ăsta. Vezi cât spațiu între spițe, dar arată foarte bine. Da. Și mi se pare super interesant, îți dai seama dacă ar avea de la măsa perne de aer, să o dai un pic mai jos? Dar cu perne, nu cu suspensie, că dacă dai cu suspensie, ai sacrificat mașina. Deci dacă găsești o variantă, dacă mașina beneficiază de suspensie de la măsa pe perne, ai terminat. Janta rămâne afară și bagă cauciucul. Da, e ne super. Place, Dani, felicitări. Următoarea mașină este a lui Cristian, un E36. Aici poți să spui tu, pentru că ești foarte mare cunoscător, pentru jantele că și tu ai. Plac. Faină, bro. Nu am ce să comentez. Jantele-s de acolo, nu a pus nicio tâmpenie. Brașov îmi pui. Bă, nu știu ce fac ea acolo, mă. Ok, dacă te uiți de la detalii, probabil mașina mai are nevoie de atenție, dar dacă mă uit la poza asta, arată bine. Mi se pare next level. Felicitări, combinația de culori, jante și prin simplu fapt că nu ai adăugat nimic în plus și ce apreciez foarte tare eu la E36 Cabrio, forma aia din spate, frate, dreaptă așa, când ai dat geamurile jos. E altă mașină. Da, e superbă. Felicitări pentru alegere, dragă Cristian, următoarea mașină este a lui Antonio, seria 3. Bă, frumoase stopurile astea. Da. Simplu, elegant. Ce să zic, îmi place. Mie chiar și lipul, nu mi se pare mult. Tare. Vezi că în realitate se vede mai bine. De asta zic, mi se pare chiar de bun simț. Ce aș schimba la spate? Numărul de înmatriculare. Lasă-ne în comentarii, frate, de ce spui numărul 666, bro? De ce ți-ai pune numărul 666? E la troll. Nu știu, l-aș pune dacă aș vrea să fac troll. Să merg așa, să mă înjure lumea pe stradă. Bă, da, trage bad vibes. E o invocare a răului. Degeaba așa, știi? Lasă-ne în comentarii. Poate chiar are o explicație logică, dar strict din punct de vedere a omului ce vede așa ceva. Eu am un prieten care face poze la genul ăsta de mașini și are un fișier cu 666 în condițiile în care și el e sărit. Dar și ăștia care au 666 pe mașină, jur. Părere strict personală. Următorul este Andrei Este. Mamă, ce grafică.
Da, vezi că arată bine cu jantele, da. Și bara asta. Este. Băi, arată bine mașina. Vezi că arată bine rău. Și grafica aia nu-mi displace. Bă, aici chiar arată bine. Da. Legat cu proiectoarele. Ne place? Da. Ce mișto e numărul cu roșu, cu ST-ul de pe da. Grile. Da, foarte faină mașina și cu etrierii. Da, traseul ăsta nu cred că e al ei. Nu e. Dar arată bine. Vezi ce frumos e tras și... Ce frumos închis cu clemele astea. Da. Bă, fac mașini ăștia, mă. Când vorbești de Ford Performance, fac mașini. Eu n-am fost adeptul la Ford și când am zis că și a Raptor, am zis, băi, frate, e Ford, nu. Da. Când am văzut mașina asta, mi-am schimbat total. Exact aceeași poveste și cu asta. Când apare Ford Performance pe mașină, e nexlevoit, e cât de curat, e sub capot, ești nebun. Chiar arată bine. Și vezi că mașina merge tare. Ne place, felicitări domnule Andrei Este. Important, în fiecare săptămână, 3 dintre voi veți câștiga câte un raport car vertical gratuit din partea noastră. Cel de-al treilea câștigător este Mihai Crăciun. Zine, brodere. Salut, am un Golf 4 din 2001 cu 200.000 de kilometri. Sunt foarte curios dacă sunt real kilometri. Cum a spus fostul proprietar. Oare există pe care vertical istoric pentru o mașină atât de veche? Uite că avem și poze. Hai să vedem ce poze avem. Mașina la vânzare. Din 2019. De ce ai pune poze cu uleiul? Să păstrezi ce a fost pus în ea. Interesant asta. Da. 2019, 160.000 de kilometri. Două înregistrări, 2016-2019. Complicat. Pentru că linia asta lipsește, știi? Ok, poți să ții niște repere de kilometraj, dar nu poți să zici, bă, 100% mașina are 200.000. Ok, are două daune minore, nu ar trebui să te sperie. Nu avem informații. Asta de foarte multe ori, când o aduc în țară, îi pierzi istoricul dinainte și de acolo poți să-i faci ce vrei. Da. Deci nu poți să-ți garantezi după raportul ăsta că ai kilometri real, putem doar să-ți confirmăm faptul că în 2016 și în 2019 mașina avea 145 respectiv 165.000 și nu are daune structurale. Ceea ce mi se pare foarte interesant și ai și poze cu mașina. Acestea fiind spuse, dacă vrei un raport car vertical gratuit, încă o dată lasă-mi în comentarii povestea mașinii și seria de șasiuri pe care vrei să o verificăm, iar dacă vrei un raport acum, ai link în descriere cu 20% reducere la orice raport. Următoarea mașină este a lui Alex UK, Sfânta Honda. Aici n-ai ce să zici, bro, că e Japan. Dacă e taipere, e tare mașina. Ce interesant e cu mijlocul ăla, cum îți adună centura așa, da, pe mijloc. Ce piulițe are. Japan. Da. Dar uite cum îți prinse planetarele. Șmecher. Ca la BMW. Japan. Asta e Japan. Dar aici n-ai ce să comentezi. Nu mi-aș cumpăra niciodată, dar o apreciez extraordinar de tare. Următoarea mașină este a lui Alex. Uite, evacuare. Uite, vezi chiar dacă a pus DS5. Măcar a păstrat TD-ul, da. N-a pus că e RS5. True. Și jantele alea sfinte de Audi. Da. Asta în lumea lor este șmecheria supremă. Janta asta. Știu că la un moment dat era discuție. Ne place, felicitări! Salutăm toată diaspora și important, dacă vreți să apareți în material de săptămâna viitoare, nu ezitați să ne trimiteți poze cu mașinile voastre. Alexander ne-a trimis un Mitsubishi din perioada în care făceau mașini. Da. Vezi că nu te prea oprești cu ăsta. Nu te prea oprești nimic. Snorkel. E și tapa pe ăla care filma, ai auzit? Ascultă-l ăsta care filmează. Ia. Da, uite. Băi, știi ce, am o problemă cu zona asta de off-road? Tu ai văzut că am ieșit odată cu el în off-road? Tu ai văzut cât a trebuit să cureți pe el? Asta da, știu. Uite, întreabă, când mergeam cu Vitara pe... Hai de viața mea. Deci dacă vrei să o aduci înapoi să arate la nivelul ăsta, lucrezi sar capacele. Da. Alexandru ne-a trimis. Asta e Lexus, ca al tovarășul meu, cred. Ce ți inspiră când vezi ecranul ăla? Ecranul ăsta? Da. Vrei să-ți spun eu? Oamenii Turing și sau. E super subiectivă treaba, știi de ce zic asta? Că până la urmă te ajută, știi că o aduce la nivelul actual. Eu, vezi, bă? Mamă, cât de frumoasă e. A schimbat scaune, a pus scaune FK. Vezi că e frumoasă rău. Bă, ce șmecheri colantul. Stickerul ăsta de sub număr l-aș da jos. Dar vezi că e cumva legat, cred că, cu forma mașinii. Cel... Mie nu-mi place. Iau scaune să spargă. Da, și vezi că are ceas de boost, dar mașina asta nu e aspirată, ar trebui să fie un 2.5 V6. Dacă nu e diesel. Dacă e 2.5 V6, de pentru ce ai pus ceasul de boost? Poți să pui ceas de boost, că îl legi spre admisie. Dar nu vezi boost, că n-ai boost. Păi și de ce l-ai pune pe admisie? Să-ți facă ceva acolo așa. Ca să impresionezi. Da. Lasă-ne în comentarii, dragă Alexandru, care-i treaba cu ceasul tău de boost. Lasă-ne ce motor ai sub capotă. Și important, dacă îți dorești să apari în material de săptămâna viitoare, trimite-ne fotografii cu mașina ta
în așa fel încât să apari în materialul de săptămâna viitoare. Și Andrei, mi-ar plăcea să ne spui ce pot să faci oamenilor ce ne urmăresc când vine vorba despre KLF Detailing. Pe scurt, zi. Putem să polișăm mașina, să o facem să arate mai bine, oglindă. Fii atent! Am văzut astăzi o comunicare a unor oameni care fac detailing cu poliș într-o mână, 600 de lei. Da. Există așa ceva? Există, doar că nu te aștept cu absolut nimic. Ce ar însemna pentru un E46 poliș și protecție ceramică? Ar fi în jurul a 3500 de lei. Da. Depinde foarte mult de cât de grav e mașina. Că dacă mașina o să necesite bara revopsită, capotă revopsită... Nu, eu îți vorbesc într-una în mințile ei. Una în mințile ei, să o scoți dintr-o o mână, două maxim, și să aplici protecția ceramică, acolo ar fi. Ok, și dacă nu vrei ceramic pe ea? Nu recomand. Au mai fost câțiva oameni care au venit, dă-mi și mie un poliș. Eu îți dau, dacă vrei, îți dau. Dar nu te ajută cu absolut nimic. Cred că cel mai simplu ar fi să iei legătura cu ei, pentru că îți lăsăm link în descriere cu Instagram-ul vostru sau la numărul de telefon, în așa fel încât să vă aranjați mașinile. Eu am fost foarte mulțumit de ce s-a întâmplat cu mașina mea aici. Dacă nu ai văzut clipul, te invit pe canal, pentru că ai un clip dedicat acestui subiect. Acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Beldie, Andrei KLF Detailing și până la următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult mașinile! Pa, pa!